Dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Da, suntem repede pe treabă. Așa că, Ștefania, tema pentru acasă, nu? Da. Tema pentru acasă. Clasa a... Cincea. Să vedem acum. Așa e un pic tabla asta, că... Poștea să... din fund. Da, nu de nimeni, mai decât dumneavoastră. Vreau să zic ceva despre ea la care știați, nu? Am abținut. Eu știu ce nu știu. Da. Așa. Deci, pregătim exercițiile. Le-ai și deja pregătite, nu așa? Da, am șase. Șase exerciții cu multe subpuncte? Da. Le facem repede. Da. Chiar n-ai subpuncte, da? Da. Așa. Mă gândeam fiecare cu subpunctele lui. Da, să vezi ce treabă avem acum. Așa. Așa. Dar poți să fii unul să stăm o oră la el. Da. Să nu te faci chestia asta. Asta e matematica. Surprizele pot fi de toate. Te rog. Precizați toți funcții multiplului 2 în șirul de numere. 147. 51. Da. 44. Da. 18. Da. 6. Da. 93. 93. 72. 0. Da. 11. 6. Scuzați, s-a discutat ceva și aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră. Da, filmă cu... Hai. Da, mă fi grăbesc. Bine, bun, sănătate. Săptămâna viitoare, cu oleacă da. De... Da, 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 da. Bine. Sănătate. De 0, 11? Și atât. Atât. Deci, cercetăm toți termenii aceștia, da? Cercetăm pe toți și urmărim să descoperim care din ei sunt multipli de 2. Așa mi-ai spus, frate. Să găsim toți multipli de 2. Păi mai întâi nu facem multipli de 2. A, și pe urmă? Și aș putea să spun invers. Hai să cercetăm pe cei care sunt parte exact la 2. Cu un număr multiplu de 2, dacă sunt parte exact la 2. Da. Unul are... Păi deja am găsit. Care este? 44. Păi da. De ce? Că ultima cifră sunt parte. Deci a întrebat multipli, atenție, a întrebat despre multiplul 2, de parcă ne-am întrebat care sunt divizorii lui 2, nu? Deci bine, ai spus bine, 44, apoi... 18, 6, da. 72, da. 0 și iată. Deci, 72, 0, 11? Nu, 11. 70, deci 18, da. 6, da. 72 da. Și 0. Și 0. Că 0 sunt parte la 2, da? Da. Bun. Acum, scrieți toate numerele de forma... S-a fost 1, da? Da. 4, 3,
Deci scrieți toate numerele de formă. 4. 4, 3, A, bară sus. Așa, 4, 3, A, bară sus. Așa. Dividibile cu 5. Dividibile cu 5. Da. Deci se scrie pe toate numerele. Adică ce să punem în locul lui A, încât se împarte exact la 5? 0 sau 5. 0 sau 5. Deci înseamnă 4, 3, 0 și 4, 3, 5. Da? Corect. Arătați că diferența 7AB bară sus 7AB bară sus minus 1BA 1BA bară se divide cu 3. Se divide totdeauna la 3. Deci, să arătăm că numărul ăsta se divide totdeauna la 3. Vreau idei. Deci, să arătăm numărul 7AB minus, minus 1BA se divide la 3. Trebuie să găsim un număr care scăzut să se împartă la 3. Deci, indiferent ce A și B punem, asta vrea să cred. A, trebuie. Și facem scăderea, totdeauna se împarte la 3, trebuie să arătăm. Asta trebuie să arătăm. Deci nu trebuie să găsim o situație particulară. Adică, noi putem lua așa, 7, 0, 1, adică am luat pe A, cât am luat pe A? 0. A0 și B1, 1, minus numărul 1, 1, 0, și facem calculul, din 701 minus 110, cât ne dă la scăderea asta? Hai face scăderea. Cât? 691, parcă zic, nu? Da. 691. 691. Și să vedem dacă 691 se împarte la... Nu e bine? 591. 500, că dintre ori. Așa vine 591 sau nu? 591. Da? Da? Deci. Da? Vă rog. Clasa 6-a mai puteți primi? În clasa 6-a, 6-a fac, nu fac a 6-a, numai a 7-a. Numai a 7-a? Dar a 6-a găsiți totul pe internet. Da. Deci dacă vă la Prof Online, da. Acum sunteți într-o și mă uit și văd orele acolo. Și în dreptul lor clasa a 6-a, sunt vreo 800 de ore de acum. Am înțeles. Și în dreptul la clasa a 6-a, găsiți acolo, măturând toată materia. Da, deci am făcut anul trecut toată materia, așa că clasa 6 e deja ecuizată. Okay. Am făcut anul trecut. Mulțumesc! Succes! Sănătate! Deci, 591 facem. Bine? E bine? Da. Hai mă să facem păi din 701, să, deci să scădem... Deci 1 și cu 1 face... Cum vine? Am uitat să vă fac scăderea, nu știu. Deci, 1 minus 0, 1. 1 din 0 în spate, din 10 în 9, da. Am împrutat aici, și urmas 6, 1 și 5, 591, e bine, nu? 591, să vedem dacă se împarte exact la 3. Dacă se împarte exact la 3. Să facem împărțirea. Și cât ar veni? 3 în 5 merge o dată. Deci vine cât? Rămâne 2, 29, 3 în 29. 9 ori 3, 27. Rămâne. Cât rămâne rest? Da, se împarte. Se împarte, nu? 21 și face de 7 ori 3, 21. Se împarte. De fapt, se împarte, se împarte pentru că știm noi de tehnică. Păi da. Suma cifrelor, 1 și cu 9, 10 și cu 5, 15. Nu mai ne bate capul.
un alt număr care s-ar putea împărți. Tu păstrăm pe A1, pe A0 și pe B să-l facem 2. Da? 702 minus minus 1. Păi B-ul este 1, 2. Că B-ul este 2 acum. 1, 2, 0. Da? 1, 2, 0. Și cât face scăderea? Vă rog, repede. Deci, 2 la unități, 2 minus 10 minus 2 face 8. 582. 582, dacă facem calculul, 5 cu 2 fac 10, 5 cu 8 și cu 2 10 și cu 5 15. Deci se poate și ăsta la 3. Da? Se împarte la 3, sigur, nici nu cap de discuție, nu mai facem împărțirea, dar dați-mi faptul că suma cifrelor face tot 15 care le-a trecut. Se împarte exact la 3. O altă variantă, 703 minus 130. 3 rămâne aici. 7, da. 573. 7 cu 3, 10 și cu 5, 15. Foarte tare! Vă face cam mai tot timpul 15. Da. Mai facem, să vedem dacă așa, chiar așa se întâmplă. 704 minus 1, 4, 0. Păi vine cât? 4 la unități, 6 și 5. Da, la fel de. Foarte, foarte tare, foarte tare, că tot timpul face 15. Dar noi câte cazuri am avea de căutat? La 0. Păi nu, acum 0 câte cazuri avem? Numai cu 0 avem 9. 9. Când mă băgăm pe 1 și avem iarăși 9. Băgăm pe 2 și avem iarăși 9. 9 ori 9. 81 de cazuri. Degeaba le facem pe 80 și nu facem și pe 81. Deci nu muncim așa. Mi se pare foarte mult să scriu pe toate cele 81 de cazuri. Bine ar fi să găsesc o idee generală. Și foarte interesant este faptul că am văzut că tot timpul face 15, nu așa? Asta e foarte tare, foarte interesant. Deci tot timpul face 15. Cum credeți voi că am să încerc să găsesc soluția aici? Deci tot timpul face 15. Da? Deci și dacă sunt 81 de cazuri. Și 81, îmi propui să-i fac pe toate 81? Eu mă pot apuca să le fac. Păi fac aici 9, iar 9, iar 9, 9, 9, 9, 9, 81. Și am terminat exercițiul. Deci asta este o metodă muncitorească. Deci să încercăm să facem următorul lucru. Cum s-a scris numărul 237? Scrie 2 ori 100. Adică 200 plus 30 plus 7. Nu așa zice? 237 înseamnă 200 plus 30 plus 7. Sau altfel scris, mai se poate scrie așa, 2 ori 100 plus 3 ori 10 40. Plus 7. Ori. Plus 7 ori 1. Da. Da, 7. Lăsăm așa, că sunt unitățile. Și așa ar trebui să descompunem. Așa se încercă până să descompunem pe 7AB. Da. Cum s-a scris 7AB? 7AB, te rog, Ștefanie, ar fi scris ori 100 ori 100 plus 7 ori 100 plus 7 AB A ori 10 că e 3, unul din 3 este A acum. Da. Plus A ori 10 plus A ori 10 plus B. Nu așa ar zicem? Da. Hai să scriem și pe cine credeți? Pe 1BA. 1BA. Da? 1BA se scrie, iată cum, egal cu 1, deci 1, ori 1 ori 100, 1 ori 100, foarte bine, plus B ori 10, plus A. Deci 1 ori 100 plus B ori 10 plus A. Ăsta este 1BA.
Deci 1 ori 100 plus B ori 10 plus A. De acord, da? Bun. Și acum facem șmecheria. 7AB minus 1BA. Așa avem noi. 7AB minus 1BA. Și acum înlocuim 7. 7AB, zicem 7AB minus 1BA. Îi vrea fi egal cu. În loc de 7AB, cât o să scriu? 7 ori 100. 7 ori 100. 7 ori 100 plus A ori 10. Sau 10 ori A? Da. 10 A. Plus B. Plus B. Minus. Da, minus. 1 ori 100. 1 ori 100. Plus B. Plus dacă punem tot în paranteză, dacă nu, minusul ăsta le afectează pe toți. Minus în continuare. Deci minus și 30, minus și... Da, era încorporat în tot minusul acela. Așa, minus B ori 10. Sau 10B, minus 10B. Plus A. Plus? Minus. A. Sau minus A, minus, minus, minus A, corect. Da. Și egal mai departe, lucrăm. 7 ori 100 minus 1 ori 100, adică 700 minus 100, cât face 700 minus 700 minus 600 face. Vezi, 600 plus 10A 10A minus 1A 10A minus 1A cât face? 9A 9A și 10B nu pot să scap. Ea e minus 10B. Da? Minus 10B. Ce mă fac acum? Deci 9 ori am putut. Când 10 am scăzut pe... Cine am scăzut? Din 10 A, l-am scăzut pe... Și nu putem să scadem pe... pe... Dar e minus 10B acolo. Din minus de 10 ori B, de 300 acum. Nu știu cum să fac. Nici. Deci, acum, că au fost 10A minus 1A, am înțeles. Dar minus 10B plus 1B... Cât? Dacă ar fi 10B și cu un B adunat. Azi m-am vrut să spun 10A plus 1B. Da? Deci dacă ar fi 10B plus 1B ar face 11B. Dar așa acolo este minus 10B plus B. Da, Ștefania, ce mai ai făcut acum? Mai ai prins cu chestia. Ai zis că ori o să un exercițiu. Da, îi spunea, zice, că are numai câte ghișițe, are numai 6 ghișițe, am zis eu că le facem repede. Da, și 3, ziceam, al treilea e gata. Și adică acum m-am potbolit aici. Trebuie să fac ceva, nu știu ce am să fac, dar apar, n-am cum să mă descurc aici. Recunosc. Am 11 exerciții. Tu ai 11. Wow! Și eu ce fac acum? Ceva trebuie să fac. Trebuie să fac. Deci minus 10 de al de B. Eu pot fi cel mult 9, nu? Da. Cel mai mult B-ul poate fi 9. Și atunci ar veni minus 10 ori 9 minus 90. Deci minus 90 și plus 9. Deci de ce am vine greu? Că nu știu cu minus și cu plus ăsta cum se fac. Și se are cu plus, cu plus. Așa ce cu plus, cu minus, dar nu trebuie să fac așa. La nivelul clasei cu voastre trebuie să găsesc o idee încât să fie fără semn. Dar dumneavoastră ce să faceți cu semn? Da, da, la nivelul acela cu plus, cu minus, dar aici nu mă pot descurca. Eu trebuie să fac la nivelul ăsta, să găsesc o idee. Deci neapărat... Visați la noapte. Să visez la noapte. Trebuie să-l visez acum. Asta e povestea. Da. Suntem și în fața camerei și nu, trebuie să-l visez acum. Și pierdeți like-ul și share-ul. Și pierd și like-ul și share-ul acum. Da. Doamne, ce să facem? Trebuie să găsim o idee. Să iau 100 din 600 și
și suta aceea, să mă duc să văd cum fac cu B-ul acela. Deci, hai să facem așa. Plus B, că nu sunt în situație disperată. Deci, plus B minus 10 B. Și egal mai departe cum. Să iau din 600 100 și să devine 500 plus 9A. 500 plus 9A. Plus plus 100 aceea. Plus B, hai să zic. Plus 100 pe care am luat-o din 600 minus 10 B. Minus 10 B. Și să văd cât face acum. Așa. N-ați avut niciodată problemă de tipul ăsta? Nu, nu, nu. Pentru noapte. Dar trebuie să mă descurc. Trebuie să mă ajutați și voi, asta e sigur. Că șansele mele cresc dacă vă ajutați. Eu așa sper. Da. Am făcut 100 aia. De ce mi-a venit mie în minte să iau din 600 100? Pentru că aici, când am făcut calculul ăsta, totdeauna mi-a rămas 500. Da? Da. Și lasă mă gândesc. Deci, vedeți cum umblu după șmecherii, ca să fac legătura cu ce am făcut înainte. Deci nu întâmplător. 500. Și acolo mi-a rămas 591, 582, 573, 64. Adică... nu știu, vreau să descoper. Eu vreau să descoper, dar nu știu. Chestiunea asta operată acolo trebuie să-mi dea numărul ăsta care să-l scriu aici, trebuie să-mi dea suma cifrelor sale 10 tot timpul. Deci 100 plus 9A. Și... să fac eu acolo. Nu e nicio regulă. Nu știu ce să fac, dar trebuie să mă descurc. Deci eu am descoperit să vedeam mai cât e regulă, că o neacu foarte greu. Băi, dar fetele să mă ajutați, ce mult mi-aș dori acum. Foarte mult mi-aș dori să mă ajutați aici. Plâng lângă voi și îmi vreți să mă ajutați. Asta e povestea mea. Dacă n-ar fi minusul ăla, am face. Fetelor, hai să umblăm la suta asta, să o rupem în 90 și un 10. Ați descoperit cheia fericirii? Nu, n-am descoperit nimic, dar deocamdată sunt în situații disperate. Da, deci observați, dar sunt sincer. Deci nu, numai când mă... Dacă aveți tot... mâinile reci, sunteți întotdeauna sincer. Da? Deci la mâini trebuie să mă... Mâinile sunt ghebate. Deci sinceritate cât cuprinde, da? Bun, 500, hai să vedem. 500 plus 9A plus B plus 90 plus 10 minus 10B egal cum? Minus 10. De ce ai fi făcut asta? Credeți că știu? Bă, ați făcut-o la fel. Tot 100 ca înainte, dar da. De ce am făcut asta, mă întreb? Care a fost motivul? Pentru că... Nicos... N-am putea să cuplăm pe ora la 10. Lasă-mi duși. O să facem? Pe ăla să-l cuplăm cu 10-le pe care... Și nouă... Asta de aici? B-ul cu 10-le? Păi B-ul cu 10 face... Nu, e B-ul cu un 10. B-ul e unități. Da, 10B. Nu, nu e 10B. Acum e ori. Deci nu e 10B, e doar atât. 10 și cu B ar face... 1 la 10 și B la unități. Nu? 1 cu B deasupra.
Dar n-am făcut nicio afacere. Nu văd nicio chestie. Foarte tare, deci, foarte tare. Lăsăm, noi să ne gândim. Mulțumesc. Da. Să ne gândim aici, să vedem dacă nu ne vine vreo idee. El a făcut pe testul 5 și 6, dar nu l-a făcut pe 4, de cifră. Așa, deci se leagă și la tine, da? Câte 9 ori a și 90. 3. Așa. Și și 2 puncte. Ăsta ce să facem? Poftim cum să facem? Și 2 puncte. Are două puncte? Da. Adică ba nu, ba nu. Are două puncte ca test, ca... ca dificultate. Ștefania, hai, dă-mi idee ce fac. Nu, nu-i nimic. Dacă te afla la test, ce faci la ieșiți ăsta? Mi-aș pune steluțe și îmi pare rău că nu știu ce să mă... Da. Da? Da. Deci eu aș... la ieșiți ăsta... Adică m-aș fi primit. Te-ai fi gândit un pic? Cred că varianta asta de aici, cu dând valorile, ar fi fost o primă parte din încercare. Adică să vezi exemple concrete ce se întâmplă. Faptul că vedem aici că face 15 tot timpul, este o primă observație. Și ne-am dus pe culoarul acela, ce observăm? 9 și cu 1 vin la 9 și 1. 8 și 2, 7 și 3, 6 și 4. Pe urmă, cine ar mai fi? 5. Deci, asta la cifra 9, 8, 7, 6 crește celălalt tot timpul, nu? Da, și va veni cât în urmă? 5. 5, 5, 5, 5, cum ai zis? 5, ultimul ar fi 5, 1, 9. Da. 5, 1, 9. După care ar fi 5, 8, 5, 8, 2, cred. Da? 5, 8, 2. Dar 5, 8, 2 o am aici odată. Hai să mișcăm situația, poate mai învățăm ceva de acolo. Am spus eu o altă situație, o altă șarjă care ar putea să apară. După ce am epuizat cu 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nu? 9. Ar veni pe urmă 7, 1, 7, 1, 0. 7, 1, 0, adică să luăm pe A egal cu 1, da? A egal cu 1 și B egal cu 0. E din 1 în 1. Stai să vedem. 7, 1, 0 minus... Deci A este cât? A este 1 și B este 0, da? Da. Minus cât ar veni? 1, 0, 1. Așa vine 1, 0, 1, că e 1, B, A. 1 care rămâne, B-ul este cât 0 și A-ul este 1. Deci 1, 0, 1 și cât face aici? Cât face? Hai să facem scăderea. 1 din 10, 9. 0 din 0, 0, 7. 7 și 9, 16. Și 16 nu se mai împarte. Păi ciudat acum. Iată că dacă le pe A1... Ai vrea greșit acolo. Unde am greșit aici? La calcul. Ia să vedem. 10 minus 1, 9. 0 minus 0, 0, 0. 6. Aba nu. 1 din 7. Da, dar greșit. 6 minus 1. Deci, 10. Dar de ce? Aici e 6. Păi am zis 0 minus 0. 0, 0, că aici ori fost așa, da? Da, și rămâne 1 în partea aia și 7 minus 1 nu face 6? 7, 1, 6, sigur că da. Sigur, am greșit, așa. Și face tot 15. Aha. Da? Tot 15, se împarte la 3. Și acum să zicem 7, bravo, Cristina, 7, 1, 1, adică și A și B sunt 1, 7, 1, 1, minus 1, 1, 1, că dacă le schimbăm pe 1 cu 1, tot același lucru. Și cât face aici, dacă facem scăderea? 711. Face 600. Și 600 se împarte la 3.
Da? Și 600 sunt 4 la 3. Dar numai de 15. Numai de 15, da? Sunt 4. Acum, 7, 1, 2. 7, 1, 2, minus 1, 2, 1. Deci 7, 1, 2, minus 1, 2, 1. Este egal cu... Ia să facem scăderea. 2 scăzut 1 face 1. 2 din 1 nu se poate. 2 din 11 face 9. Și 591. 591. Și iarăși ce jocul ăsta, 591. E foarte ciudat. Deci când sunt egale, fac 600. Ia încercat să faci 715 minus 115. 715 minus 151. Deci 700, spune așa, 715 minus 151, că dacă le înlocui pe 5 cu 1, da? Și cât face aici? Ia să vedem. 4. Așa, și 5. 567. 564, care face tot 15 la suma celor. Se poate exact. Deci tot timpul se întâmplă așa. Ei, noi trebuie să ajungem să spunem că suma cifrelor ăstora de aici, adică cifra 10-lor de aici, plus cifra unităților de aici, se facă totdeauna 10. Asta te se arătă. Că așa ne s-a întâmplat. Cu noi 500 am scris aici, nu? Deci, în momentul în care avem 10 ori cineva plus unitățile, suma lor se facă totdeauna, cât se facă acolo? Se facă tot timpul, am spus, cât am zis să facă, se facă 10, da? Deci, eu trebuie să fac așa. Din toată șmecheria asta trebuie să apară 10 ori ceva plus unitățile, cifra unităților, și trebuie să adun cifra asta plus cifra asta, să facă 10. Da? Cifra asta plus cifra cealaltă să facă 10. Acum, din ce am aici la cifra 10-lor, constat că am așa 9 ori A, da? Plus 10 și 90. Da? 90. Cum se descoperă eu care e cifra 10-lor? Adică dacă apare 10 înmulțit cu... Am aici 10 înmulțit cu 1 și 10 înmulțit cu B. Și mai am... Poți să vă spun ceva? Zim, ajută-mă! Deci, mă uită la spate și la spate e cam ciudat. Ia să zic. Adică e 3 ori... Iată ce fac și atenție multe. Cristina este o drăguță și observă un lucru. Că eu mă strădui aici să așez așa ceva și să arăt că suma cifrelor aici se facă 10, nu așa? Da. Ca să rămână 5%. Da. Deci, trebuie să așez din toată scrierea asta să fie 10 ori cineva. 10 ori cineva. Da, dar la un moment dat dau egale. Și din 500 se transformă în 200 și deci vine 3 ori în paranteză rotul de 200 plus 3 ori A minus 3 ori B. Și deci tu ce ai văzut? Ai văzut la sfârșit așa da. Scrie, da? Da, așa scrie. Chiar vă recomand, dragilor, chestia asta. După ce tot ne strădăim și încercăm și încercăm, încercăm să vedem dacă înțelegem și de la sfârșit relația. Da, da? Da? Foarte bine când faci asta. Te rog, spune-mi deci, la ce se arată la sfârșit? 3 ori. Paranteză rotundă. Da. 200. Plus 3 ori A. În paranteză, nu? Nu, da. Plus 3 ori A. Minus 3 ori B. Minus 3 ori B. Și asta este. Și bine că la început o să fie 7AB minus 1BA egal cu 3 ori. Cristina, când zici, hai să desfacem paranteza asta. Că noi putem desface paranteza. Adică să mergem înapoi. Să mergem înapoi ca să ne dăm seama de modul cum s-a ajuns aici. Da. Cum se la distributivitate cum veni? 3 ori 200. Că se mulțește da. 3 cu ăștia 2, da? Deci, egal, mai... deci mergem înapoi ca să vedem de unde vine. Deci tu ai luat răspunsul acela. Da.
Perfect. Ăsta număr se împarte la 3, ce părere ai? Păi dacă e 3 ori ceva, orice număr care e 3 ori ceva, se împarte totdeauna la 3. Da? Totdeauna se împarte la 3. Și acum, dacă desfacem paranteza, vine 3 ori 200 face 600. Plus 3 ori 3, 9A. Minus 9B. Minus 9B. Și n-am ajuns la acela. Păi este asta de aici. 600 plus 9A. Și de unde este minus 9B? Aici este problema. Că plus un B, minus... 106 se împarte la 3 și dă 9? Nu. A scăzut un B. Aici, autorul n-are încotro și strecoară ideea asta pe care eu am vrut să o evit. Deci am vrut să o evit pe ideea asta. Legea semnelor. Legea semnelor, adică eu am datorie 10 lei. Atenție ce vă spun. Am 10 lei datorie. Și în buzunar am un singur leu. Mă găsesc pe stradă cu cel care aveam să-i dau datoria de 10 lei și spui, băi, ce faci, nu-mi dai datoria? Și el spune, mă, te întreabă ăla, nu-mi dai datoria? Și spune, am decât un leu. Și dai leu și atunci cât mai rămâi datoare? 9 lei. Deci dacă tu aveai, atenție, tu aveai să-i dai o datorie cuiva, unui prieten, unui prietene, și te trezești cu el în stradă, că dai ochii și deodată el spune, păi știi, să-mi dai datoria. Și tu faci mâna până și n-am decât un leu. Îl dai pe ăla și cât mai rămâi datorie? 9. Îți face 10. Da? Și cum mai faci 10 minus, dar rămâi tot datorie. Deci rămâi tot cu minus. Adică din 10 lei care aveai, din 10 de alte B datorii, dai un B și rămâi 9 B. Da. Deci rămân aici cât rămân? 9 B. Ăsta e motivul. Deci trebuie... Aici e că 600 avem. Uite, 600 al avem. Pe 9A îl avem, că e 10A minus 1A. 10A minus 1A face 9A. Și aici eu vreau să evit și să nu vă bag în chestia asta. N-am vrut să vă bag în povestea cu semnele. Dar nu sunt, n-am altă soluție acum, decât faptul de a vă spune într-un limbaj accesibil vouă că în clipa în care ai să dai cuiva 10 lei, te-ai împrumutat, cum ai zis, o zi înainte, și te trezești și n-ai cât în buzunar un leu, îi dai leu acela și mai rămâne cât ți-i mai dat data viitoare. Mai rămâne să mai dai 9 lei. Da. Dar tot dator rămâi. Da, nu-i cumva cu numere negative. Asta e cu numere negative și m-am învățat odată. Dar asta înseamnă. Deci, în final, plus B minus 10B, plus B minus 10B face minus 9B. Da, da. Plus 10B minus 10B face 9B cu minus. Tot datoria, da? În ce clasă să învățăm asta? Din păcate, îl veți învăța cum a intrat 6 la sfârșitul clasei a 6-a. Și până atunci, da, și până atunci rămâneți în chestia asta. Iar autorul, când o compuse ghișițul ăsta, o strecurat ideea cu semnul algebră. O strecurat. De exemplu, 2 minus 7 și era 5. Era minus 5. Da, minus 5. Adică datorii, da? Păi, 2 da. Minus 7 egal cu minus 5. Că... Îi dai 2 lei și mă rămân 5 lei datorii. Pentru datorii. Că din 2 se întrebuie 5 până la 7. Și, da. Și datorii cu minus, da. Trebuie să spui că cu minus, nu? Așadar, în clipa de față, m-am străduit cât s-a putut, m-au văzut și ăștia la camera acum, m-am străduit cât am putut să evit chestia cu semnul algebră. Dar nu a fost posibil și atunci am să mă gândesc în continuare, dacă n-aș să găsesc până mâine, poimâine, până luni sau marți, să visez o altă idee. Ceea în care să nu folosesc legea semnelor. Da? Dar acum n-am încotro că timpul fuge și eu trebuie să termin termenul la lui Ștefania și pe urmă așa lui Cristina. În concluzie, 600 minus... Aici, noi așa am scris, uite, 7AB minus 1BA, ne întoarcem acolo. 7AB. Și trebuie să tu puteai să faci singur. Eu o să pot face. Da. Deci 7AB minus 1BA egal cu 700
plus 10A plus B, Ștefi, de acolo ne uităm, da? Minus 100 1100 minus 10B minus A. Și este egal cu 700 minus 100 fac 600. 10A minus 1A face 9A. Și minus 10B plus B, minus 10B plus B, pot să spun deodată dacă aici este egal cu minus 9A. 9B, pardon. 9B. Minus 9B. Și egal mai departe acum. Observăm pe 600 că scrie ca 3 ori 200. Deci egal cu 3 ori 200. Plus. Plus. În loc din 9A, zicem 3 ori 3A. 3 ori 3A. Și în loc din minus 9B, zicem minus 3 ori 3B. Și egal mai departe cu... Observăm că au 3... Toți termenii ăștia 3 au pe 3 comun. Și ce facem când au pe 3 comun? Pe 3, pe 3, da? Și vine 3 pe lângă 200 plus 3A minus 3B. Da? 200. Deci 3 pe lângă. Nu e A minus B? Pentru că m-am scos actul comun pe 3. Dar pe 3-ul ăsta l-am scos. Dar 3-ul ăsta și cu 3B-ul rămas ăsta. Pune întrebări, că faci un bine și prietenilor noștri. Deci 3A și 3B. Și acum, e 3 ori ceva, orice număr care e 3 ori ceva, se împarte la 3. Ăsta se împarte la 3 pentru că unul din factori, adică ăsta, 3-ul de aici, se împarte la 3. Deci, e clar, oricât am încercat, n-am reușit, îmi pare foarte rău, am doar varianta asta. Deocamdată, varianta în care se rău cele 90 de cazuri, 81 de cazuri, concrete să le vedem, și o altă variantă pe care o am este asta, să folosesc semnul algebrei. Da. Mergem repede mai departe, 4. Da. Am luat aproape pagina, tot în vezi. Ce m-a făcut asta? E o pagină mare. Și m-a zdruncinat, din temelii. Așa. Găsiți toate numerele naturale de forma... Să dea like și share, mă, că te-am muncit aici. Da, like și share obligatoriu. Da, să dea like și share, că te-am muncit eu aici. Da? Da. Bun. Așa. Găsiți toate numerele de forma 4, 8, 7, 8. Găsiți numerele de forma 7? Nu, 4, 8, 7, X. 4, 8, 7, X, așa, de 4 cifre. Da, cu cifre distincte care nu se divid nici cu 2, nici cu 5. Deci, cu cifre distincte, adică X-ul trebuie să fie diferit de X-ul diferit de 4, X-ul diferit de 8, X-ul diferit de 7, da? X-ul n-are voie să fie 4, 8 și 7. Da. Atunci ce variante? Cifră, trebuie să nu se divide. Atunci X-ul ce variante are? Dar de ce 7 acolo? Păi nu poate să fie distincte, ci că cu cifre distincte. Da. Așa, Ștefania, pune întrebări. Da? Da. Ceva dacă nu e clar, pune... Să mai citesc. Găsiți toate numerele naturale de forma 4, 8, 7, X. Cu cifre distincte. Adică X-ul n-are voie să fie 4, 8 și 7. Am înțeles. Da? Deci X-ul poate să fie... X-ul poate să fie în felul următor. 1. 0. Da, dar 0 se împarte la... Ah, se împarte la... Noi luăm toate variantele. Să nu se dividă nici la 2, nici la 5. Adică nu trebuie să împarte. Stop. Noi luăm toate variantele pe care le are el. Și cum selectăm ce împarte? 0, 1. 0, 1. 2. Da. 3. Da. 5. Da. 6. 6. Și 9. Și 9. Deci asta ar putea să fie. Da? Deci dacă sunt distincte, înseamnă că nu poate să fie X-ul decât 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 6 și 9. Din acestea să le luăm să nu se împarte nici la cât? Nici la 2, nici la 5. Nici la 2, nici la 5. Păi, deci e ușor. La 2 știm că ultima cifră trebuie să fie pare, adică n-are voie să fie 2. Și nici 6. 6. Iar și pentru 5? 0 și 5. 0 și 5 tăiau. Și atunci care sunt variantele? 1, 3, 9. Adică 4. Deci numerele sunt. Numerele
sunt. Da? Sunt acolo. 4, 8, 4, 8, 7, 1, 4, 8, 7, 1, 4871, 4, 8, 7, 3 și 4, 8, 7, 9. Da? Acestea sunt toate variante. Da. Mai vedem încă o dată. Citim încă o dată. Știți dacă am avut dreptate sau nu? Găsiți toate numerele naturale de forma 4, 8, 7, X cu cifre distincte. Distincte. Da. Dacă sunt distincte, înseamnă, repede am zis, ce șanse are să fie? 0, 1, 2, 3, 4, nu? 0, 1, 2, 3, 5, 6 și 9. Și? Așa, care nu se divid nici cu 2, nici deci, cu 5. Deci nu se divid cu 2, pac, pac, l-am tăiat. Și nici cu 5, 5 și 0. Și ne-a rămas asta. Deci, bine, nu? Interpretat de chestiune. Mergi mai departe. Punctul 5. Da. Calculați suma tuturor numerelor naturale de forma 3, 2, x. 3, 2, x, aici deasupra, da? Da? Divizibil cu 5 sau cu 2. Deci divizibile cu 5 sau 2. Cu 2. Da. Să le calculăm suma tuturor. Păi să le găsim mai întâi. Mai întâi cele divizibile cu 5. Da. Adică... Deci, numere divizibile cu 5. Două puncte. Care sunt acestea? 0 și 0. 3, 2, 0. 325. Deci cu 5 sunt 320. 320. Și 325. Apoi, numere divizibile cu 2 sunt în felul următor. 320 cu 2, da? Da. Sunt 320, 322, 322, 324, 326 și 328. 28. Ei, ce că se calculă suma tuturor numerelor care se divid fie la 5, fie la 2. A, și atunci păi, desfacem. Suma este egal cu 320 plus 325 plus. Nu mai luăm pe 320, l-am luat odată. El și divide și la 2 și la 5. Da. Da? 322 plus 322 plus 324 plus 324 plus 326 plus 328. Și e calcul. Trebuie să calculăm. Face suma asta, hai ca frate. Eu nu mai la adunare mai... 7, 7 plus 4, 11 plus 6, 7, 17. Plus 8, 26. Și o să scriu în fiecare individual ca să pun... Da. Să vă controlați în felul ăsta. Asta termenul Stefania acasă, că e treabă simplă, nu? Da. Bun. Următorul, 6. Punctul 6. Ultimul. Da. Nu uitați să schimbați camera. Când trec la lecția ta. Când trec la lecția ta. Da? Te rog. Scrieți numărul 65 la puterea 2001. Cât? 65. 5. La puterea 2001. Da. Așa. Ca o sumă de două pătrate perfecte în două moduri. Ca o sumă de două pătrate perfecte în două moduri. Perfecte în două moduri.
Îmi amintim, am făcut exerciții de astea, dar da. Am uitat. Când eram mai tineri, nu? Am făcut exerciții de acestea în lecții din urmă. Cum era, doamne? Păi când erau două pătrate perfecte, parcă era... De tip, hai să vedem, 25 egal cu 16 plus 9. Deci, trebuia să îl descompunem pe 65 ca o sumă de pătrate perfecte. Și după dacă ne dădea... Și pe mulțeam cu nu știu cine acolo și ne ieșea. Hai să vedem, ne amintim. Așa cum 25 egal 16 plus 9. Acum 65. Acum pe 60. Ăsta e pătrat perfect, nu? Da. 16, da. Hai să zicem, 65 este egal cu o sumă de două pătrate perfecte. Să vedem la cine ne gândim noi. Trebuie să împărțim la 2. O 25 ar merge? Este 5 la 2. Da? Ar merge 25. Deci 25 și plus cât până la 60? Păi, plus 30. Mă, nu. Poate, 40. Plus 40. Da. Plus 40. Și pe 40 cum ar putea? 25 e pătrat perfect. Dar 40 nu este pătrat perfect. Da. Deci trebuie să luăm un mai mare de 25. Care a venit. Deci cu 4, 25 cu 40 n-am mers. Hai să vedem cu... Trebuie să ne scurcăm. Ce facem aici? Trece timpul. 3 la 6. Nu. Hai să luăm pe încerca, pe 65 poate să fie 1 la 2, că e 1, plus 64. Păi da, așa să... Da, la 64. Am mers, nu? 64 este 1 la 2. Păi, ce tare. Deci 65 este egal cu 1 la 2, plus 8 la 2. Sau... Și acum puțin, putem înmulți totul cu 65 la puterea 2000. Da, și apoi... Ca să facă 65 la puterea 2001, da? Și vine acum totul, pe tot termenul cu 65 la 2000, da? Și vine 65 la puterea 2001. 2000, hai să zic 2000 ori 65, ca să-ți aleagă și prietenii noștri, ori 65, egal cu 1 la a doua, ori 65 la 2000. Că mulțim și pe 1 și pe 8. Plus 8 la a doua, ori 65 de 65 la puterea 2000. Echivalent cu? 65 la cât vine? 65 la 2000 ori 65 la 1, și face 65 la 2001. Da? 65 la 2001. Mai țineți minte de când nu băteam, când dumneavoastră mă băteați capul să-mi explicați acest exercițiu și a făcut tatăl nostru. Da? Da. Super veste. Când am avut divizibilitate la test. Aha. Deci am plecat de la chestia asta. Am mulțit la amândoi membrii cu 5 cu 60. Așa, de acolo că rezultă că... Deci, foarte tare ți-a amintit chestia asta. Da, este momentul acela când, în disperare de cauză, nu? Apelăm la Doamne, Doamne și Doamne, Doamne este lângă noi repede. Deci, am mulțit cu 65 la 2000 și pe ăsta și pe ăsta. Și vine 1 la 2, 65.000 la 2000, 8 la 2, 65.000 la 2000. Ce înseamnă așa? 65 la 2001... Ca știi de ce vine acum la 2001, este egal cu 1 la 2, ori, în loc de 65 la 2000, poți să zic 65 la 1000, totul la 2. Că 2000 înseamnă 2 ori 1000. Ia să zicem. Mulțim cu 65 ori 2, 65 la puterea 2 ori 1000,
E bine, da? Plus 8 la a doua ori 65 la puterea 2 ori 1000. Echivalent cu? Echivalent cu 65 la puterea 2001 este scris ca fiind 1 la a doua ori 65 la puterea 1000 totul la a doua. Că așa când apare aici mulțiți exponenții, înseamnă că e o putere la o altă putere. De așa e și la 1000, totul la a doua, plus 8 la a doua, ori 65 la puterea, spune-mi, te rog, Ștefan, 65 la puterea, tot așa scris. 65 la puterea 1000, totul la a doua. Și echivalent cu 65 la puterea 2001 este egal cu faptul că ăsta e la a doua și ăsta e la a doua, înseamnă că putem scrie o singură dată totul la a doua. Înseamnă că scriem 1 ori 65 la 1000, totul la a doua, plus, Cristina, te rog să vorbești, plus faptul că e la a doua și ăsta e la a doua, înseamnă că scriem o singură dată totul la a doua. Adică plus 8 ori, te rog să vorbești, 8 ori. 8 ori 65, totul la a doua. 65 la 1000. Așa, totul la a doua. Și iată cât de fericiți suntem. 65 la puterea 2001. Da, dar gândiți-vă că avem și a doua metodă. Păi nu. Deocamdată, măcar jumătate, măcar jumătate de fericire putem trăi, nu? Deci, 65 la puterea 2001 este egal cu 1 ori, ăsta n-are nicio importanță, egal cu 65 la puterea 1000, 65 la 1000, plus 8 ori 65, putem înmulți, nu putem înmulți. 8 ori 65. Nu, 1 ori 65 la 1000, lăsăm așa. Plus 8 ori 65 la puterea 1000 și totul la a doua. Iată că ce fericiți suntem, pentru că am zis 65 la 1000 și totul la a doua. Am uitat să spun doar asta. 65 la 1000 totul la a doua. Da? Fericire. Iată, numărul ăsta este scris ca o sumă de două pătrate. Sumă de două pătrate. Dar puneți în față faptul că e la a doua. Este, nu, este o primă variantă. O primă variantă, vă zic, în două moduri. Da? În două moduri. Adică cu varianta asta, e una, și cu alta care trebuie să o găsim. Copii, deci, fete lor, nu înseamnă că n-am făcut decât jumătate din problemă noi acum. Da? Și primim doar 0,5. Da, e ieșit destul de tare, foarte tare. Hai să mai revedem încă o dată. Am plecat de la faptul că 65 se scrie ca fiind 1 plus 64. Da. Adică 65 se scrie ca 1 la a doua, ori 8 la a doua. Găsim alte numere și facem din nou. Alte două numere trebuie să pornim. Deci plecăm de la 65, altfel scris. 65 egal cu un pătrat perfect. Hai să zicem 2 la a doua. Deci am plecat cu 1 la a doua. Deci 2 la a doua, care face cât? 4 plus 61. Deci 2 la a doua. Dar 61 cum se scrie? Asta nu merge. Nu merge din cauza 61 ne încurcă. Mergem acum cu 65 într-o altă variantă. 65 egal cu 3 la a doua, plus, adică 9 plus cât? 3 la 9? 9 și cu... Păi 65 minus 9, 50... 56. 56 nu e pătrat perfect. 56 nu este pătrat perfect, ne certăm cu oricine. Deci plus 56. Îmi pare foarte rău, n-am șanse. 65 îl luăm, este egal cu 4 la a doua, plus, adică 16 plus, 16 plus, 65 minus 16, 65 minus 16, 49, este, 49 e 7 la a doua, da? Plus 7 la a doua, da? Pentru că este 16 și cu 49, face numai bine 65.
Am găsit celelalte două nume. Acum mulțim cu, știm tehnica, mulțim în ambii membri cu. Cu 65 la puterea 2000. Așa. Acum 65 egal cum? 65 ori. Da, că mulțim în ambii membri. 65 ori 65 la... Deodată putem scrie, Cristina. Tu, 65 la puterea cât? La 2001. La 2001. Da. 65 la 2001. 65 la 2001 egal cu 4 la a doua. 4 la a doua ori 65 la 2000. Adică în loc de la 2000 puteți zici la 1000 și totul la a doua, că am învățat noi șmechile asta. A, da. Da? 65 la 1000 totul la a doua. Plus 7 la a doua ori așa, plus 7 la a doua ori 65 la 1000 la 1000 totul la a doua. Așa. Și echivalent cu? Echivalent cu? 65 la puterea 2001 egal cu? 65 la puterea 2001 este egală cu, odată. Este egală cu 4 la... Fiindcă și ăsta la a doua și ăsta la a doua, zici 4 ori 65 la 1000, totul la a doua. Așa. 4 ori 65 la 1000, totul la a doua, plus 7 ori 65 la 1000, totul la a doua. Plus cât? 7 ori 65, să zici bine. 7 ori 65. La 1000, totul la a doua. Asta este prima variantă. Și o doua variantă, pe cea care am găsit mai devreme, am uitat-o, nu știu când era scris pe aici undeva, este asta de aici. Aia. Egală cu 65. 1 ori 65. Aia, face 65 la puterea 1000. Totul la a doua și plus 8 ori 65, 8 ori 65 la puterea 1000, totul la a doua. Superbe ești. Pare de tot. Asta. 5, e greșit 5, nu, 4 parcă sau 5, 3 și 6, nu struncina din, da? De foarte tare, foarte tare. Nu uita să schimbați camera. Capul mă duc repede să schimb camera. Și la mine cred că sunt rapide. Hai să vedem, vedea. Mai ales că avem antrenament acum și suntem în mână.